Salutare hudinașilor, dar și vulpițelor și bine v-am găsit la un nou episod din sânul familiei noastre. Suntem aici alături de Foxy. Salutare, astăzi o să vă dăm o veste minunată. Am hotărât să ne mutăm, avem o casă potențial câștigătoare și vrem să vă cerem părerea dacă vi se pare suficient de bună pentru a fi noua căsuță a lui Houdini Junior. Vrem să ne mutăm din această casă imensă pentru că avem prea mulți lilieci și o grămadă de camere pe care nu o să le folosim niciodată și am decis, hai să căutăm o căsuță nouă, hai să vedem ce zice bebelușul nostru Houdini Junior. Hai să-l căutăm, Foxy. Houdini Junior, unde ești, Houdini Junior? Houdini. Uite aici, este ușa deschisă, va fi pe aici oare? Nu știu. Houdini Junior, uite-l aici. Se pregătește de băiță. Da, și se uita pe geam. Ce bebelușului. Ce țopă e. Prinde-l de fălcuță. Băi, țopăilă, băi, vin aici puțin de el să te iau de fălcuță. Sunteți voi doi împreună, tată și fiul. Ia uite, Foxy, ia uite cât a crescut. Fii atent aici la mine. E foarte măricel. Întoarce-te puțin, băi, hudinașule. Ia uite, e aproape cât mine mi-ajunge până la umăr. Foarte drăguț. Ce zici, Houdini Junior? Vrei să căutăm o căsuță nouă, mai frumoasă și este un pic mai micuță, dar o putem face pe viitor mai mare? Ce se mălăcește? Da, vreau să luăm o căsuță nouă, mă plictisit de căsuța asta, vreau o căsuță nouă! Oh, ce drăguț ești, mamă! Da, băi, uite, drăgăloș de el! Ce place să fac băiță, mă, scumpule e! Drăgălașu, deci vreau o căsuță nouă până și Houdinașul Junior, Foxy. Bine, atunci o să mergem pentru că avem întâlnire cu agentul imobiliar. Ne așteaptă la căsuță și Chișce este aproape de unde locuim deja. Deci, practic, nu o să plecăm foarte, foarte departe. Ok, hai să mergem repede. Te-ai prins de picioarele mele, Houdini, nu mă las. Ce te iubește? Mă, ce drăguț e bebelușul nostru. Că nu mă lasă să plec, Houdinașule Junior, trebuie să mergem neapărat acum până la noua căsuță, potențială căsuță. Sperăm să ne și placă și să o cumpărăm. Acum trebuie să povestim și despre preț, pentru că este foarte important și prețul. Dar vedem acolo, povestim și prima dată vrem să o și vedem ca lumea. Uite ce entuziasmat este! Da, căsuță nouă, căsuță nouă, vreau căsuță nouă! Super! Ne ducem acum să o vedem. Acum și ne ducem să o vedem. Dacă e să fie, o luăm, o luăm. Da, tu stai pe aici prin casă cu vulpișorul, mai distrează-te, că o să venim într-o clipă, nu este departe căsuța, așa că o să ai toți prietenii tăi aici, nu o să plecăm în lume. Că m-am băgat și aici să mă spăl aici cu el, să mă șofie. Văd că-ți place, Foxy, și ție. A început să-ți placă și ție să faci băiță, da, aici. Da, mie îmi place foarte mult. Bine, no, hai să mergem acum. Hai să mergem. Afară plouă, dar nu contează. Mergem și pe ploaie. Dacă am vorbit să mergem să vizităm căsuța, mergem. Ok, bun. Este și vecina aici. Are grijă de el până ne întoarcem noi. Da, vecina. Vecina Vetuța, te rog să ai și tu grijă puțin tel de Houdini Junior din nou, pentru că avem nevoie să mergem să vedem o căsuță. Vrem să vindem căsuța asta și să cumpărăm alta nouă, pentru că asta e foarte, foarte mare pentru noi. Foarte bine, este ca și fiul meu. Bine, bine că v-ați gândit la asta. O căsuță nouă este binevenită tot timpul. Oh, mulțumim, vecină Vetuța. Ok, atunci mergem și noi. Pa, să ai grijă de Houdini și Junior. Mergem să vedem cum este căsuța, pentru că bebelușul nostru este atât de entuziasmat. Mamă, ce fericit este, de-abia aștept. Haide, Foxy. Abia aștepta o căsuță nouă. Da. Doamne, ce e cu asta, băi, aici cu lamele astea? Nu știu, ne blochează. Oi, domnule vecin, ce faci cu lamele la noi în casă? De fapt, poți să te plimbi oricum că... Și așa urmează să ne mutăm. Exact, vrem să ne căutăm o căsuță nouă. Vezi dacă îți place căsuța, mai vorbești cu tanti Vetuța și dacă îți place, putem să ți-o vindem ție. Da, oricum o să punem această căsuță la vânzare, deci... Să vedem ce preț oferi. Exact. Și... dacă îți place, ne anunți. Bine, vecine? Haide, Foxy, unde ești? Aici vin. Haide. Cu început ploaie. Fii atentă. Ăsta e vecinul ăla dubios cu lamele alea ce se tot plimbă cu ele.
Dar am auzit că are mulți bani, așa că s-ar putea să cumpere căsuța asta. Nu am auzit că vecinul ăsta trăiește cu lamele în casă. Eu am auzit o poveste puțin diferită. Am auzit că are stână de lame. Aoleo, deci are mai multe. Da, are foarte multe. Mamă, Foxy. Are mii de lame. Ai de capul meu. Oricum, important este să ne cumpere căsuța ca să facem și noi ceva bănuți. E posibil că pe semne care vâți bani, știi? Da, știi care-i treaba? Eu am luat la mine 400 de diamante. Nu am mai multe. Dacă ne cere mai mult pe căsuță, nu am de unde ți-i dau. Așa că o să încercăm să negociem bine la preț acolo și să luăm căsuța la 400 de diamante. Hai să facem o strategie, știi? Să facem să pară că nu ne-ar place din prima clipă, gen ca să nu profite de preț. Așa mai negociem, mai zicem okay, că bună strategia. Una alta, știi, ca să mai lase din preț. Da, bună strategia. Hai să mergem. Nu, bine, hai să mergem pe jos, că nu e foarte departe. Mașinuța o lăsăm aici. Am înțeles că este chiar pe strada aceasta pe care locuim deja. E puțin mai în față. Deci nici măcar nu o să ne mutăm foarte departe, dar contează foarte mult căsuța, pentru că trebuie să scăpăm de toți liliecii ăștia. Adevărat, hai să mergem să vedem. Dar nu știu dacă mai dăm de agenta imobiliară dacă a început ploaia. Nu știu. A, uite, e agentul ăsta imobiliar aici. Am înțeles, a venit agentul. Bună ziua! Bună ziua! Ne așteptați? Da, vă așteptam. Ce faceți? Ați cam întârziat. Nu prea am timp acum să vă prezint căsuța, pentru că trebuie să plec, dar o găsiți pe doamna Katie acolo în casă și vă prezintă ea căsuța. Am înțeles, este proprietara în casă. Ok, super. Oh, ce fain! Bine domnule, mulțumim foarte mult, domnule agent. O zi frumoasă. Eu mai rămân puțin de la aici afară pentru că mai aștept pe cineva, dar nu pot să vă ajut acum cu căsuța. Oricum o să vă prezinte doamna Katie tot ce aveți de văzut. Ok, mulțumim foarte mult de ajutor. Ok, haide Foxy, auzi că trebuie... Uite că și scrie că e de vânzare. Are aici și a pancarda că e de vânzare, nice. Uite, se vede că are garaj. Da, are garaj mare din câte văd și este roz. Wow, ce roz este casa! Mamă, exact cum îți place ție. Ia uite că s-a și însorit afară când am văzut căsuța. Bine, nu este o culoare de băieți, dar eu cred că puteți trece peste aspectul ăsta. Vă fac albastru în camere. Foxy, se pare că agentul imobiliar a intrat în căsuță. S-a dus, cred, să vorbească cu doamna Katie. Se spună că am ajuns, da. Cred că discută despre preț acum, trebuie să avem grijă, zicea. Ia uite că ești afară acum. Cred că se audă ce zicem noi, știi? Da, hai să mergem. Nu mai zic, acum. Hai să mergem. Ok. Haide, Foxy. Bună ziua! Nu e nimeni înăuntru? Alo, e cineva acasă? Poate ne-o lăsați să ne uităm noi așa, gen. Mamă, ia uite ce mare încăperea asta. Este foarte mare și gol, dar bine, ne mai amenajăm noi. Este un fel de living cu bucătărie aici. Într-adevăr, mamă, dar îmi place așa, intri direct, ai mare living cu bucătărie. E foarte mare spațiul și îmi place că nu și sunt... geamuri imense, Foxy, cum îți place ție, geamuri imense. Mamă, și e atât de roz totul. Da, știu că ți-e place rozul foarte mult, așa că... Zici că suntem într-o casă de turtă dulce, așa pare, nu? Mi se nu o mănânci într-o zi, Foxy. Aoleu. Parcă mă trezesc că e toată casa mâncată când vin acasă. Bine, spațiul ăsta este foarte util. Bine, mai putem noi amenaja, ne mai punem noi chestii. Exact, plus, da, dar... și ia uite până și canapeaua este roz cu alb. E mișto. Frumos, da. Îmi place. De la intrare. Hai să deschidem și ușițele astea să vedem unde ne duc. Spune câte camere ori fi. Oh, mamă, aici avem ceva bibliotecă cu cărți. Pe ce covor interesant au. Frumos, dar unde fi doamna? Oh, bună ziua, doamna Katie! Ne așteptați aici. Chiar v-am căutat, am vorbit cu agentul noastră imobiliar. Și ne-a zis ca să intrăm înăuntru pentru că ne așteptați dumneavoastră și o să ne prezentați căsuța. Bună ziua, dragilor! Da, mă așteptam. Abia așteptam să vă văd, să vă cunosc. Am înțeles că sunteți o familie tânără, aveți și un bebeluș. Eu zic că această casă este foarte potrivită pentru voi. Prețul este negociabil. O vând cu 400 de diamante. Eu zic să vă uitați și să spuneți dacă aveți întrebări, mă găsiți aici.
Bine, doamna Katie, mulțumim foarte mult. Mulțumim. Mulțumim, o să explorăm. O să explorăm data căsă și vă zicem exact. Pare super interesantă, însă mai trebuie făcute modificări, așa că o să ne gândim foarte bine la preț. Mai avem o groază de investit. Da, și noi locuim într-o casă foarte mare, iar aceasta pare mult mai micuță. Deci avem 10 de camere. Aici câte camere sunt? Pare a fi două doar? Da, două până acum am văzut. Hai să vedem. Și să știți că avem un bebeluș foarte, foarte drăguț, cel mai drăguț bebeluș din lume, aș putea să zic. Da. Se numește Houdini Junior. Avem nevoie de tot spațiul sporit pentru el și să sperăm că căsuța dumneavoastră ne poate oferi acest confort. O să ne continuăm vizionarea și mai povestim. Da, mulțumim foarte mult. Am văzut scara asta aici și mă gândeam ce-i cu ea. Ia uite aici, cred că a trecut în numele bebelușilor, copiilor, rudelor care au locuit în casa aceasta. Da, uite, scrie aici zidul prieteniei acolo sau zidul prietenilor, mamă. Deci v-ați trecut toate neamurile și toți prietenii aici pe zid. Ce drăguț! Unde-ți plecată, doamna Katie? S-a dus în piscină. Aveți piscină interioară? Aveți piscină interioară. Păi da, păi ce credeați? Noi avem piscină interioară, lux sporit, tot ce doriți. Au, ce drăguț, mamă. Da, mai bucură așa, Houdini. Da, este drăguț, dar din păcate aveți doar două camere și nu știu cum să vă zic. Ne trebuie neapărat camera noastră, camera bebelușului Houdini și neapărat camera de oaspe. Și văd că aveți un dezavantaj. Deci pentru prețul acesta de 400 de diamante, da, parcă e cam mare puțin. Cam exagerat puțin. Parcă e cam mare puțin. Hai să mergem, Foxy. Mai uitați-vă și vedem. Negocie. Nu spuneți dacă vă place și mai vedem. E negociabil. Ok, bun. Mulțumim. Hai să mergem să ne mai uităm, Foxy. Hai să vedem ce mai găsim. Haide. Așa. E bine dacă tu zici că e negociabil. Da, vin aici repede. O singură baie există? Nu știu, Foxy, dar mie îmi place căsuța, sincer. E faină, dar știi care-i faza? Chiar dacă sunt doar atâtea camere, mai putem modifica noi, mai creăm alte camere, mai ajustăm spațiul. Exact, da, și e mult mai micuță, nu mai avem nici etaj, practic o să se întindă totul aici pe primul etaj și o să fie super. Hai să vedem și bine, de zidul ăsta putem să scăpăm și ne facem zidul nostru, nu? Exact, ne punem noi poze de familie aici. Da. Bun, hai să vedem și băița. În baie eu zic să punem cadă pentru că ai zis că bebelușului nostru îi place foarte mult. Da, bine, aici este o cadă, dar e prea mică, trebuie spartă și făcut o cadă mai mare, nu? Exact, eu zic să... Și avem dușul ăsta, da. Eu zic să scăpăm de duș și să punem o cadă imensă. O drăguță, așa o să facem. Dar, în fine, și cine e chestia asta aici? Este un pătuț? Un pat cu baldachin și cu niște floricele, dar decor. E unul micuț, gen, va trebui să punem unul imens. Noi și... avem nevoie de pat mare, Foxy. Oricum, va trebui să modificăm camera asta, pentru că va trebui să fie și dormitorul nostru. Și... eu cred că în camera cu piscină o să facem... camera lui Houdini Junior. Exact, o să scotem piscina și o să modificăm acolo, o să facem ferestre mari. Aici o să facem dormitorul nostru și o să facem cumva deschidere ca să nu trebuiască să trecem prin dormitorul nostru. Eu zic că are potențial casa asta. Da, chiar are potențial. Hai să vedem dacă au grădină, adică am văzut că e garaj, dar să vedem dacă avem unde să ne serbăm zilele de naștere, unde să ieșim la iarbă verde. Hai să căutăm să vedem. Dar pe unde? Aici este intrarea, ok. Uite aici o ușiță. Da, este apă, bucătărie oare? Sau? Nu știu, scrie aici, uite, apă și mâncare. Ok. Și sunt două recipiente. Nu știu la ce le folosește. Okay. Uite aici grădinuța. Mamă, ce drăguț, o mini grădinuță. Ce-a plantat aici? Roșii? Avem roșii de casă. Da, astea sunt roșii, nice. Nice, ne-am băgat în apă aici, super. Aoleu, că i-a stricat aici sera. Mamă, ce drăguț, deci avem aici roșii proaspete. Abia aștept să se facă. Eu zic că este un avantaj că o să-i dăm legume proaspete din grădina noastră, dar să n-audă proprietarul aia, că poate mai ține de preț așa. Și încă un lucru, uite-te ce avem aici în grădină, am observat ceva. Căsuța asta, mamă, ce drăguță. Ce face căsuța?
căsuța secretă de joacă a lui Houdini. Eu puteam, într-adevăr. Eu puteam amenaja așa cu jucării, cu să vină alți copii să se joace în căsuța lor personală, nu? Mamă, super! Da, numai că e cam roz pentru Houdini Junior. Bine, o putem face albastră, asta se modifică. Și cred că avem și piscină, ia să văd. Da, ia uite ce, ce piscină faină și e. E și micuță, putem să-i schimbăm apa repede, repejor. Mamă, chiar îmi place. Eu zic că are foarte multe avantaje. Eu mă bag puțin aici în piscină, mamă, să vedem. Mamă, mișto, păi mamă, nu, ce o bine. Să visionăm și să ne simțim. Mamă, îți place? Chiar se simte mișto, să știi, chiar îmi mamă, place. Mamă, chiar e faină să fiu și dacă nu poți. Și vecinii par de treabă, văd că și vecinii de aici au căluți. Da, 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 da. Ia uite acolo căluțul. Tanti-veta e aproape, deci oricum poate să vină aici să mai stea cu Houdini Junior. Poți să știi, dacă avem probleme și se întâmplă ceva, de exemplu, nu știu, să vedem acum dacă ne mai sună poliția în legătură cu cazul acela cu unchiul Pandalin. Dacă încă n-am aflat și urmează să ne spună răspunsul ce s-a întâmplat, să știm, să ne luăm o povară de pe umeri. Exact, putem să o lăsăm pe Tanti-vetuța cu Houdini Junior și atunci o să fie în regulă. Da, măi, îmi place foarte mult. Deci vreau casa asta, dar acum știi cum facem. Și eu vreau, Foxy. Houdini este superbă, dar trebuie să ne prefacem în continuare ca și cum sunt multe nereguli și ca să lase din preț. Cam ce preț ai vrea tu să scoate? Nu știu, eu zic undeva la 350 de diamante să-i dăm. 350? Mai rămâne și noi cu 50, am 400, Foxy, la mine eu fix. Eu știu, știi cum facem? Spune. Zicem că îi oferim 300 și așa poate ajungem la prețul de 350, că sigur super, o să țină. Da. Hai să folosim strategia asta, eu cred că o să funcționeze. Mergem la ea acum să discutăm da, direct? Hai să povestim. Hai să vedem. Că ne-am hotărât, sunt multe nereguli, dar pentru prețul acesta suntem dispuși. Bun, să o haide, cumpărăm. Haide. Cartea asta o jucăm, bine? Bine, haide. Doamna Katie! Da, dragilor, sunt aici în spate. Haideți. Ia să vedem, e tot aici la piscină, oare, Foxy? Eu așa cred. Da. Wow, bună ziua din nou! Ne-am uitat prin căsuță și am ajuns la o concluzie. Așa, spuneți, vă ascult. Deci fiți atent aici. Am verificat toată casa din colț în colț și ideea este următoarea. Ne-am gândit că am putea să vă oferim 300 de diamante pentru că sunt o grămadă de nereguli și avem o grămadă de lucrat la căsuță, așa că va trebui să mai investim o groază de bănuți și zic eu că este o sumă acceptabilă, nu? Nu știu ce să zic, dragilor. Casa aceasta este moștenire de familie, deci s-a transmis din generație în generație și asta ar fi pentru prima dată când este afară din familie casa aceasta. Și cum să vă zic, este foarte sentimentală pentru cei din neamul nostru, dar pentru, hai să zicem, 350 de gemuri aș fi dispusă să las prețul la suma aceasta. Ok, bine, stai să mă gândesc puțin, să mă consult cu soția mea. Foxy, ce zici? 350 de gemuri e în regulă? Hai, ce-mi place piscina asta, nu știu dacă se scoate. Ce ziceai, 350? Da, 350 de gemuri. Hai să mai negociem toși. Stai că zic eu. Bine, zi. Da, este destul de ok, dar trebuie să mai schimbăm foarte multe, adică trebuie să facem camere extra care nu există și bugetul este limitat. 310? Haideți că nu este chiar atât de mult. Să mă gândesc, 310. Ok, 310 că-mi place de voi, sunteți foarte simpatici și aveți și un bebeluș. Eu zic că merită, o să vă placă această casă. Bate palma! Bine, am bătut palma, haideți aici să batem palma. Bate palma, tinerea. Să vă bucurați de casă. Da, dacă era să mă nec. Este o casă foarte specială, să aveți grijă de ea, pentru că se merită. Ok, bun. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! O să mergem să-i dăm vestia bebelușului nostru. Exact, și vă punem banii aici, stați așa că am aici un cufăr unde o să vă pun banii. E bine, lăsați aici lângă piscină. Bun, deci ia să vedem, aveam 400 de diamante, punem tot aici și mai ținem 310, yay! 90, da? Ia să vedem. Deci avem aici 70, 80, încă 10 mai trebuie să mai luăm. Bam, 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 Foxy și am făcut plata, avem aici 90 de diamante, restul le-am lăsat. Deci, doamna Katie, aveți aici 310 diamante, vă mulțumim încă o dată.
O să revenim, până atunci vă goliți și dumneavoastră casa ce aveți aici de luat. Sigur, și... oricât, de mâine puteți oricât să vă mutați. Exact, bun, perfect. Mă bucur că ne-am înțeles și am bătut palma. Pa, pa! La revedere! La revedere! Haide, Foxy, haide, Foxy! Casa este a noastră! Și ne-a rămas atâta buget pentru renovări. Na, hai să-mi luat căsuța, hai repede, bine, Foxy. Bine, plus ce o să scoatem de pe căsuța veche, mamă, ce mișto. Cred că o să-i placă foarte mult căsuța din curte. Bine, trebuie să-i o facem albastră, dar nu contează. Hai să-l anunțăm pe Houdini Junior. Mamă, ce tare. Abia aștept, cred că o să se bucure foarte tare. Și eu cred asta, haide, 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 haide. Hai să vedem, hai să vedem. Mă gând mai pot de emoții. Îți dai seama? Junior. Cred că cât de fericit o să fie. Cred că o să fie fericit. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Haide, Foxy, haide, haide, haide. Houdini Junior. Houdini Junior. A venit acasă și avem o veste fantastică pentru tine. Ia uite-l aici. Și tanti Betuța, mulțumim că ai avut grijă de Houdini Junior. Cu plăcere. Haide, 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 Foxy. Peluși nostru drăguț și scump. Houdini Junior, fii atent aici. Am cumpărat căsuța. Îți vine să crezi. Ai o căsuță nouă. Ai două căsuțe, practic. Ai și o căsuță ta personală în curte. Ce zici de asta? Da, mi-e doar de o căsuță nouă. Abia aștept să mă joc acolo, jucării noi. Căsuță nouă. Ghiște, de mâine o să ne mutăm în noua casă. Deci o să ai tot timpul să o explorezi. Și o să ai căsuța ta. Să vezi ce căsuță mișto o să ai în curte. O să te joci tu cu iubita ta. De abia aștept. Mamă, ce miserie aici în casa asta. Mamă. Asta zic, trebuie să scăpăm mai mult de casa asta. Mă bucur că ești fericit. Abia aștept să scăpăm și noi. Da, jucării noi, da. Da, o să vezi ce mișto. O să avem și roșii proaspete. Îți plac roșiile? Da, roșii, jucării, da. Ce-i place? Mamă, ce se distrează. Aoleu, uite unde se duce Foxy. Acum trebuie să-i facem iară băiță, dar e atât de entuziasmat încât nu-i mai pasă cât caca este acolo. Da, nu mai are treabă. Deci, dragilor, vulpițelor și vulpișorilor, acesta a fost episodul din sânul familiei noastre. Să ne spuneți în comentarii dacă credeți că noua acasă o să fie de pomină, dacă se merită. Oricum v-am spus că o să mai modificăm, că trebuie să facem camera Houdinașului, camera de oaspeți, dormitorul nostru, căsuța de afară, o nebunie, dar eu zic că este o schimbare bună și sper să vă placă, să lăsați comentarii acolo. Vă pupăm, să aveți o zi minunată. Instagramul meu este foxy.insta și al lui Houdini. Houdini.insta, rupeți acolo pe ambele butonașul de follow și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa!